Se vede că ești emoționat, deci ești emoționat pentru că o să vă spun niște lucruri pe care n-aș fi vrut să le spun niciodată pe YouTube-ul ăsta, dar le spun că, na, vreau eu în primul rând să scap sufletește de lucrul ăsta. Deci da, băieți, nu-i niciun clickbait, deci nu-i niciun clickbait, să nu credeți că vă mint, că nu știu ce. O să încerc să vă explic totul cum trebuie. În momentul de față am pregătit mai multe subiecte pe care să vi le explic. Nu o să fie un live direct așa să le spun, dar m-am pregătit să știu că dacă era să nu pregătesc, cred că mă bălbeam și de toate. Și mi-am pregătit aici o mini listă în care o să-mi spun mai multe subiecte, să spun asta. Vă spun subiectele și o să trecem prin toate. Deci, în primul rând, vreau să încep ca și cum pe listă am în felul următor. În primul rând, asumare la hate. Situație financiară, de ce mă las de YouTube. Vă arat și casa, să vedeți că nu mă mint. Părinții. O soră, da, soția mea, copil, videouri live și parteneriate cu YouTuber, să vedeți, toate o să le explic astăzi pe live, ce și cum. Și acum pot spune că-s pregătit și emoțional și gândă toate, nu știu. Eu v-am spus subiectele pe care eu o să trec așa cum așa de la unul la altul să vă explic care e treaba cu ei. Dar mi-am făcut aici o listă ca să știu ce să vorbesc pe live-ul ăsta, să înțelegeți și voi mai bine. În primul rând, cu asumare de hate. Îmi dau seama, realizez că o să fie mult hate pe live-ul ăsta pentru cele pe care o să le spun, pentru cele pe care o să vi le arat. Îmi asum tot hate-ul posibil, dau și un pic melodia mai încet. Deci îmi asum hate-ul să vină oameni, dacă chiar atât ai duc capul pe ei încât să-mi dea hate, să mă înzore, să spună nu știu ce, să râdă de mine. Îmi asum hate-ul, știu că o să fie multe persoane care o să fie rele. Dar atâta vă spun, gândiți-vă, puneți-vă voi în locul, să spun chiar a meu, dar puneți-vă în locul poate și alte persoane mai rele decât mie, pentru că știu și realizez că există și persoane mai rele decât mie, care trec și până mai greu decât mie. Dar eu acum arat asta pe live și mi-asum că o să fie persoane care o să râdă, nu știu cum să spun, o să râdă, o să-ți bată joc, o să fiu bagiocorit, o să fiu ca până acum, că grasule, urâtule, nu știu ce, o să înțelegeți poate și de ce sunt mai gras, să spun așa, treaba asta. Da, v-am spus, o să fie un live mai greu, pentru că o să vorbesc teoretic din inimă, dar am niște subiecte în față. Ba, știu că o să râdeți, mai sunt multe persoane care știu că o să râdăm. Al doilea subiect, am sunat hate-ul, înzurați-mă, faceți ce vreți, să spun așa. Degeaba spuneți voi băieți că nu râdeți, pentru că nu toată lumea e cu inima bună să vă spun. Să mă refer așa. Mai sunt și oameni care sunt frustrați în primul rând pe ei și dau hate altora. Hate gratis, cum se spune în YouTube ăsta. Bun, deci cu situația asta financiară nu știu cum să vă arat. Ia asta să văd dacă vă pot arăta. Să pun direct pe ecran, dar nu știu dacă pot. Ia stați. Un mare factor de ce ar trebui să mă las de YouTube. Pe live-ul ăsta încă ceva, e posibil chiar să plâng fără niciun misto. Nu mă prefac. Chiar o să plâng pentru că niște lucruri pe care n-am vrut să le spun niciodată, dar o să le spun. Deci, YouTube-ul ăsta nu-i după cum credeți voi, o-i avea eu abonați, o-i avea teoretic susținerea voastră, știu că mă susțineți, vă mulțumesc tuturor că mă susțineți, nu o să mai schimb scena că vreau să mă văd mai mare, dar vă las să vedeți, nu vă arat direct pe telefon că se vedea mai rău, vă las să vedeți acolo unde scrie venit estimat. Vedeți că scrie doar 100 sub, doar, tot, sunt niște bani și aia, n-am de ce să mint, sunt niște bani și aia, dar vedeți că scrie 100 sub, sub, 11 euro. Care, dacă căutăm pe Google, acum și caua pe Google, să vă spun exact cât vine în lei, să nu, poate mulți nu știți cât e euro, deci 1 sapie sapie euro în lei. Deci 100 sapie sapie de euro în lei vin 881 de lei în momentul ăsta. Poate m-a crescut, poate o să mai mițit, o să mai crească, o să mai urce, tot așa. Hai că am schimbat dacă e din greșeală ăsta, deși voi nu vedeți, o să dau înapoi pe scena asta. Vedeți în primul rând și la vizualizări, fac aici cu albastru. Deci vedeți și vizualizările, n-am atins scopul de 2 milioane pe care mi le-am dorit de vizualizări. Deci eu mi-am dorit, dacă era să am noroc să fac 2 milioane de vizualizări sau să fac așa cum în fiecare lună câte 2 milioane, pot spune că suma asta de vedeți voi aici cu venit estimat era dublă, era ca și cum vreo 340 de euro, ceva în genul. Cu 340 de euro să spunem 350 de tunzim, chiar puteai trăi, deci chiar puteai trăi că vine cam cât vine. 1700 de lei, deci 1700 de lei la viața pe care o am, să spun că aș fi putut trăi, să am o chirie, să am mâncare, să nu mor de foame, să am și curent, să plătesc și internetul, să mai fac videoclipuri. Dar cu suma asta pe care o am aici în momentul ăsta, pe care vedeți că o fac albastru, sper că să vedeți albastru pe live, că eu acum nu mai văd obiesul.
nu ai cum să trăiești. Și n-am, vă spun sincer, că e un fel de noroc. N-am avut norocul să fiu dintr-o familie mai de bogați care să aibă bani. Din câte știți, tata a murit. Din câte știți, și celălalt lucru, mama are schizofrenie, care e o boală mentală, care ea nu mai mă recunoaște ca copil, nu mai mă interesează de mine. Mănânc ce mănânc, că mai cumpără ea, dar ce îmi cumpără, vă spun asta, că nu cred că ați putea voi mânca așa ceva. Și teoretic, doar din ce mai dă ea când vrea să-mi dea, și ce am eu aici banii ăștia, nu prea ai cum trăi singur. Dacă ar fi să trăiesc singur, cum îmi doresc eu, pentru că e rău. V-am spus și pe videoclip, e rău. Și o să vă și arat cât de rău e în casă. Pentru prima dată o să-mi vedeți casa și când vă spun că e rău, chiar e rău. Deci nu vă mint cu absolut nimic. Și de-aia se va așa arat. Deci sper să înțelegeți, n-am atins targetul, de-aia am vrut 2 milioane de vizualizări. Mulți o să creadă că, mamă, nin, gata, tu ai vrut 2 milioane ca să te dai mare, că nu știu ce, să te îmbogățești. Nu, nu te îmbogățești nici cu alea 2 milioane de vizualizări. Dar dacă erau vizualizările alea, să spun așa, era acolo, cum am spus, suma dublă. Și cu banii aia mai puteai trăi cu o chirie cu persoana iubită. Dar în momentul de față asta nu ai cum. Ba da, băieți, mă las să vă explic. Tot voi o să puteți alegeți să mai dăm o șansă la YouTube-ul ăsta, dar mai încolo o să vă explic cum anume. De ce mă las de YouTube? Intră de la un subiect, trecem la altul, care se leagă tot de asta. V-am spus în videoclipul ăla, mă repet a 15-a oară, alea 2 milioane de vizualizări nu erau în sens să mă lau sau ceva, erau ca să eu mă pot întreține. Dar asta cum nu am reușit să le fac luna asta, vedeți că nici măcar 50% n-am reușit să le fac. Am făcut doar 80.000 de vizualizări, să spun așa, care e sub 1 milion, deci nici 50% n-am putut. Și mulți, asta am vrut să vă mai repet, mulți probabil, nu știu cum să vă spun, mulți probabil credeți că dacă am abonați, mamă ninule, ai 160.000 de abonați, ești tare, ești Mr. Beast de România, rupi abonații, rupi YouTube-ul, faci bani, ești, ai casă de lux, trăiești de lux. Nu e după abonați, băi, e după vizualizări. Nu e după like-uri, eu like-urile le apreciez doar din simplu fapt că voi mă ajutați acolo cu like-ul ăla ca să fie acolo. Dar vă spun eu că nu ajută like-ul cu absolut nimic. Un pic mai ciudat live-ul, n-am de ce să vă spun, e un pic mai ciudat. Noi băieți, deci noi. Am văzut pe cineva acolo care spunea donați dacă noi, băi, n-am vrut niciodată să fac asta. Și vă și spun înainte să trec la următorul subiect. Eu am vrut să reușesc din YouTube-ul ăsta să vă aduc vouă videoclipuri bune, iar din acele videoclipuri bune voi să vă uitați, iar indirect să fac bani, să nu sun eu urât, nu după voi, dar voi cum vă uitați la videoclipuri care erau aduse de mine bune, voi vă uitați și în timpul ăla eu făceam bani după vizualizări. Dar din păcate eu am încercat să aduc vizualizări, să aduc videoclipuri bune chiar și luna asta. Hai să văd dacă vă pot arăta și asta. Deci vedeți, astea sunt videoclipurile pe care le-am postat în ultimul timp. Nu toate au cele mai multe vizualizări, nu toate sunt cele mai wow, dar am încercat să aduc videoclipuri bune. Vedeți, ăsta 10 metode să iei skin-uri gratis, are în momentul de față vreo 2000 de vizualizări și chiar am muncit la videoclipul ăsta, chiar m-am gândit de unde puteți la Blink ca să luați skin-uri teoretic pe Brawl Stars. Ăsta cu 10 lucruri despre Larry and Lowry, să spun că o mai prins, are aproape 9000 de vizualizări. E mai ok, de 9000 de vizualizări poți face în jur la vreo 6-7 euro pe videoclip, deci 25 de lei pe videoclip să spun că merită. Dar ăsta cu 10 metode să iei skin-uri gratis, n-o prins deloc și are din alea 2000 de vizualizări, dacă faci 5 lei, e maxim. Susținerea mea față de tine, sper să nu trebuiască. Mersi Mihai, o trebuie să dau asta. Mersi Mihai, asta am vrut să mă repet, eu am vrut să vă aduc videoclipuri bune, n-am vrut să treci din donații, să vă spun băieți, donații, am nevoie de ajutor. N-am vrut să fiu ca părinții mei, chiar n-am vrut să fiu ca părinții mei, pentru că părinții mei ori trăit în mare parte din chestia asta. Nu, chiar direct, cum o să spună mulți și mulți din comuna asta au avut impresia mereu că ori mers și l-ar zirsit. Asta e în caz de solitățean din comună și la live-ul ăsta. Nu ori mers cum ori dat ei și cum ori făcut mistoasa cu mâna, dați-mi că am nevoie, nu. Dar ori zirsit indirect, ori mers la lucru cu ziua încât să supraviețuiască și ei. Să spun asta. Deci noi de zirsit direct. Cum nici eu, teoretic, n-aș fi cersit direct, băieți, dați-mi, am nevoie, dați-mi cum fac alții pe TikTok, dați-mi și atât. Eu aș fi încercat. Eu după mine, să întreg la alt subiect acum, mulți o să spună, dar de ce nu ție un loc de muncă? Ei bine, asta o să încerc dacă mă las de YouTube, o să fac niște cursuri de IT și cu cursurile alea de IT să mă pot angaja. Dar în momentul de față, băieți,
nu știu cum să vă spun, poate am spus în videoclip, nici nu mai țin minte. Eu nu mă pot angaja nicăieri în momentul de față. Mi-am căutat să mă angajez, n-am putut să mă angajez. Știu că o să sune ciudat, știu că o să sune urât, dar nu mă lăsa părinții să termin doar până în clasa 9. Deci am trecut la liceu, am ajuns în clasa 9, după nu ori vreau să mai mă las să mă duc la școală, nu știu de ce. Eu chiar îmi doream să termin școala, chiar dacă era să termin cu cele mai slabe note, nu contea că le terminam cu 5, că le terminam cu 6, măcar terminam acolo un liceu și acolo la final, dacă era să iau bacul, să nu iau bacul, măcar știu că aveam 12 clase, cum are orice alt om normal, dar eu din păcate nu am nici la 12 clase, așa că băieți, vă recomand, dacă puteți, terminați școala și încercați să luați note cât e mai bun, e măcar să luați bacul ăla cât vă ajută. Iar eu în momentul de față, cum nu am bacul, n-am cum să mă angajez și de asta am încercat cu YouTube-ul. Pentru că știu că mulți au avut noroc și au ajuns cineva din YouTube-ul ăsta, au ajuns să câștige bani, au ajuns să aibă o viață, măcar decentă, nu neapărat de bogați, dar eu am încercat și asta, dar nu prea am putut, am arătat mai devreme, nu prea am putut să fac asta. Nu știu cum să vă spun. Și asta e chestia că am avut inițiativă alți YouTuberi, după care să încerc să am o viață și eu, pentru că n-am putut să mă angajez și am încercat să am o viață ca alții din YouTube-ul ăsta care e mai mult de noroc. De ce să mă minte de noroc YouTube-ul? Și de asta nu mai am cum să încerc tot cu noroc. Și o să fac cursurile alea de IT și o să încerc să mă angajez în IT după ce termin cu cursurile alea. Mă ajută un alt YouTuber, Boto, care am făcut și videoclipuri. El mi-a explicat și cum a trebuit să mă apucur, să vezi că mă bâlbâi, că sunt niște lucruri pe care n-am vrut să le spun, mai ales că le spun direct așa, nu știu câte persoane, de fapt nu mă uit la persoane, că sunt acolo 50, că sunt 100 de persoane, e greu să vorbești despre niște lucruri atât de mai rele, să spun așa, din viața ta. Și asta e, băieți, eu n-am putut termina școala, și asta e că m-am încercat cu YouTube-ul. Nu mi-au reușit cu YouTube-ul, o să fac niște cursuri care sper ca după ce fac cursurile să mă pot angaja, nu contează pe cât să fie acolo, și cel slab salariu cred că e tot mai mult decât aș fi făcut de YouTube și o să încerc să trăiesc din aia. Poate dacă o să reușesc cu locul de muncă după ce, dacă reușesc să am loc de muncă, o să mai postez videoclipuri. Dar o să mai postez, vă dați seama, foarte rar, pentru că o să fiu atunci cu locul de muncă și o să trebuiască să fiu atent acolo, nu la YouTube, că YouTube o să fie atunci chiar că o să fie un hobby. Eu am încercat să fiu YouTube un fel de loc de muncă, chiar dacă nu s-a reușit, nu s-a putut. Și pe părinți, v-am explicat, mama are schizofrenie, e o boală mentală, n-am ce face, am vorbit, am încercat să cer ajutor. Să nu vă gândiți că am încercat să cer ajutor în genul dați-mi bani că am nevoie de bani și o să pe mama. Nu, am cerut ajutor persoanelor care îmi știau familia, la care mai munceau, care inclusiv la doctorul mamei care i-a dat predictă, să spun, care i-a dat, i-a scris acolo pe foaie, ai schizofrenie, iei pensie și da. I-am cerut ajutor, și pot arăt, de fapt nu cred că vă arat, dar vă spus, cred că vă spun ce mi-a răspuns, că n-am cerut ajutorul. Și vă spun și mesajul pe care l-am scris în momentul în care a murit și tata, și chiar am simțit că nu mai pot, că eram la pământ. Stați să-l văd unde îi. Vă pot arăta pe rapid, ăsta e mesajul pe care l-am scris, vedeți acolo doctor Ares și doctorul mamei care, să spun așa, i-o dat aia. Vă citesc rapid, o să mă încurc, i-am scris mai mult. Am nevoie de ajutor, nu știu ce să mai fac, simt că o iau razna și eu încer. Chiar nu știu ce să mai fac și cum să gestionez situația asta. Tata a ajuns la spital, acum și are o problemă la picior. Asta era înainte. Dar el e foarte slăbit și are de 3 luni, tot stă cu ea fără să fie mers la spital. Iar acum a ajuns într-o situație foarte rea, mă tot sună cei de la județean. Județean fiind spitalul județean, să-mi spună că dacă nu-i dă ce acordul să-i amputeze piciorul, o să moară. Ceea ce s-a întâmplat din păcate. Cine să dea acord că el nu are părinți în viață, soția pe care o are, adică mama mea, o stiți într-o ureche, ureche înseamnă că îi asa și asa, nu mai suport pe capul meu la toți față zling, răspund la domnii doctori și se bagă ea să vorbească toate prostiile peste ce răspund, asta, toate prostiile, ce răspuns îi dădeam eu, adică eu le vorbeam cu domnii doctor. Le vorbeam bine, vedeau că sunt un om normal, vinea ea, urla, că nu știu ce, cu nu știu cum, lăsați să moară, faceți rău și lucruri de astea. Continuăm mai departe, unde am rămas. Vă rog, eu chiar nu mai știu ce să fac, eu nu am culcat eu aici.
Ea nu se ia tratamentul de schizofrenie și de sasă sapcheluie în care a cus-o dublat la păstă un an, face toate prostiile zilei. M-am săturat de ea, i-am tot zis să ia medicamente, dar nu mă ascultă. De ce nu poate poliția să o ducă înapoi la spitalul Sase? Spitalul Sase fie în spitalul de nebuni, ca să vă faceți o idee, câteva săptămâni să-ți revină. Pentru că doar asta e ultima variantă, să o ducă înapoi la spitalul Sase ca să-i dea tratamentul forțat, să devină înapoi normală. Dacă mai e posibil, dar nu știu dacă mai e posibil după un an în care îi cu nebuniile ei să mai fie înapoi normală. Vă spun sincer, chiar nu mai am nicio speranță în asta. Dacă ea mai mult stă cu mine, o să ajung mult mai rău decât ea. M-am săturat de tot, toată viața asta a fost una de tot căcatul de când m-am născut și până acum. M-am pierdut total, nu mai are idee, nu mai am idee ce să fac, vreau ajutor. Și am pus în paranteză că poate nu știa, sunt copilul și am spus numele mamei ca să-ți dea seama a cui sunt. El mi-a răspuns în felul următor: îmi pare foarte rău că trebuie să treci prin toate astea, eu am încercat să o ajut cu cât pot să o convinc pe mama ta să ia medicamente, dar nu mă ascultă cu absolut nimic. Din păcate, nu prea ai ce să faci. Un singur lucru poți să faci și anume să suni la poliție și să-i ceri internarea mamei tale pe propria răspundere. Și să le spui că din cauza că nu-și ia medicamentul este un pericol pentru ea și pentru voi. Și atunci o va interna cu forța. Îmi pare nespus de rău. Să nu te lași niciodată de școală, ceea ce el nu știa, dar s-a întâmplat deja asta. Să mergi înainte și orice vei avea nevoie, te vei sta cu cât pot, nu mai sunt spui. Eu nu-s genul ca să-i dau mesaj, nu i-am dat mesaj, dacă vedeți, din câte vedeți acolo, din 22 aprilie, aproape trece ani, nu i-am dat niciun mesaj să-i spun că am nevoie de ajutor. El se referea până ajutor la bani, la lucruri de astea de viață, dar nu am vrut să-i dau, nu sunt genul ăsta. Și chiar poate că trebuia să fac asta, dar nu vreau, nu, eu pentru inima mea. Serverul de Discord, ce se va întâmpla? Nu știu, băie, ce se întâmplă cu serverul de Discord. Asta revenind, eu nu sunt genul ăsta ca să cer ajutor, am fost cu părinții, am trecut cu părinții prin tot. Eu n-aș putea cu inima să știu că o să ajung ca ei, să trăiesc numai pe ajutoare și pe mila oamenilor, să spun asta, e cel mai corect. Deci n-am vrut să fiu așa, am încercat, v-am spus, am încercat și cu YouTube, am încercat și cu, o să încerc și cu jobul. Chiar nu vreau să treci pe mila oamenilor, o să treci din donații, să vă cer acum, gata că am abonați, vă rog băieți, donații, că am nevoie de ajutor ca să pot trăi eu. Chiar n-aș putea pentru sufletul meu în primul rând, dar nici cred că voi n-aș putea face asta. Dar în primul rând pentru sufletul meu, că nu vreau să fiu ca ei. Mesaj am mai dat la o doamnă doctor de familie, dar nu mai știu dacă l-am aici, ia asta să văd, cu care am vorbit mai mult. Reveni la ce a spus domnul doctor a mamei mele, cu sunat la spital, la poliție să o ducă forțat. Am sunat, nu s-a întâmplat nimic. A venit poliția, a spus, dacă ea, deci ca să vă dați seama, poliția de România și ambulanța la fel, aici o să faceți așa, deci așa, ambele aici, și poliția și ambulanța. Ambulanța cu tatăl meu, că nu-i putea face nimic fără să-și dea acordul, că el nu-și dădea acordul, și așa e și poliția cu mama. Deci nu a putut să o ducă la spital nici pe mama, nici pe tata, pentru că nu s-a dat acordul. Logic, nu-i logic în capul lor că un om care e bătut în, nu-i bătut în cap, că nu-i neapărat vina ei, dar un om care nu mai e normal, care are probleme mentale, nu-i logic o să spună nu vreau la spital. Adică unde e logica asta? Nu era logic o să spună că nu vrea la spital, pentru că în momentul în care în lumea ei ea veghe totul mai bine, adică ea cum e acum în lumea ei, ea veghe că e bine tot, dar de fapt nu e bine. Cum ai... ar fi prost să spui că vrei să fii dus la spital dacă ție deja în lumea ta ție bine. Deci ca să vă dați seama la ce mă refer. Și era logic că o să spună că nu vrea să fie dus la spital. Am încercat, am mai fost, m-am mai dus, s-o tot ținea după mine. Ăsta acum trece la următorul subiect, de ce poate ești gras, de ce ești antisocial, de ce ești bătut în cap și tunel, de ce n-ai prieteni. Ei bine, n-am prieteni din cauza ei. Am încercat să mai mă duc afară, am încercat să am prieteni, am încercat să vorbesc cu oameni, dar n-am cum. Mă urmărește. Deci mă urmărește pe afară și nu numai că doar mă urmărește. Pe oamenii, dacă ar fi să mă întâlnesc, am și... acum nu e acasă, acum nu e acasă, vă pot spune sincer, dar dacă ar fi să fie acasă, n-aș putea spune asta în viața mea, că ar fi de rău ca să aud asta. Am prieteni chiar aici în blocul în care stau. Îi Bogdi, îi Răzvi, îs mai mulți, îi Vlad, îi oricine. Dacă vede că îi salut măcar, să trec pe lângă ei că îi salut, îmi spune următoarea dată, ca și cu mama, ca să vă dea seama, mama îmi spune, că de ce salut, de ce nu-i las, de ce nu-i dau? Dar cum, de ce mă obligi să n-am prieteni în viață, de ce mă obligi, de ce îți bagi joc de ei dacă cumva eu stau la vorbă 2-3 minute cu ei, mă opresc să vorbesc cu ei?
De ce vii tu repede acolo să-i zignezi, să nu știu ce le spui, că fac X, Y? De ce nu-i lasi în pace? E viața mea, nu-i viața ta până la urmă. Dacă tu vrei să n-ai prieteni, asta cu boală, fără boală, nu vrei să ai prieteni, n-ai prieteni atunci. Dar lasă-mă pe mine în viața mea să am prieteni, dacă am vrut să am prieteni în viața asta, de ce nu mă las ca eu să am prieteni? Am încercat, băieți, nu pot, dacă eu mă duc afară să stau cu prieteni, să stau cu alți de vârstă mea, și să cheam și cu alții mai mici, nu m-a interesat numai să fie niște persoane acolo, să nu fiu singur. N-am cum. Să ține după mine când mă întâlnesc cu cineva, că-i om mai mare, că-i bătrân, că-i... Deci cu oricine mă întâlneam, începea să-l bajocore și după mă simțeam eu prost. Deci asta e chestia, tot asta cred că e, nu știu, o problemă la mine, dar mă simțeam eu prost că ia-i bajocore pe oamenii aia ca să mai stau lângă ei. Îmi ceream scuze, le explicam, oamenii poate chiar acceptau, nu acceptau, își dădeau seama că îi cum îi și să nu se ia după ea neapărat, dar... Eu nu pot, ca cineva să, mama să vină să spună în față, ești prost, faci nu știu ce, dar mă refer, eu acum vă spun în cel mai bun caz, dar ea le spune, nu cred că se vă spune, dacă se ocupă cu substanțe ilegale, că nu știu ce face, că omoară pe nu știu cine, că face treburile alea de oameni mai mari cu copii, că nu știu cum să vă spun frumos ca să înțelegeți că îi dă rău ce spune ea despre alți oameni și nu știu de unde le scoate. Nu știu de unde le scoate din capul ăla, nu știu de unde face așa povești incredibile, nemai văzute. Vă spun sincer, chiar nu știu de unde face așa povești, dar le face, ceea ce-i drept, le face. Și asta e poate, sper poate până la asta mă înțelegeți, de ce sunt gras, de ce nu ies pe afară, sunt gras pentru că nu pot ieși afară. Eu am mai încercat să mă plimb aici, pe metrul ăsta pătrat de la aici, cu mama mea, dar n-ai cum să slăbești doar stând în... 7 metri pătrați, că atâta cred că se are. Afară e cel mai bine unde poți slăbi. Singurul moment în care nu mă urmărea și n-avea cum să mă urmărească pentru că n-avea bani, îi când mai mă duceam la soția mea în Tuzla, care și pățeam, mă doare burta, ca să vă dați seama cât de tare mă doare burta că vă spun asta. Îi când mă duceam cu trenul, că nu se putea urca pe tren pentru că n-avea bilet. Și distanța e destul de mare și ca să mergi fără bilet atâta, te dă jos instant. Și atunci era singurul moment în care scăpam de ea și știu că puteam sta împăcat cu minchea, fără să mai am stresul ăla că mă urmărește și că îți bachi joc de oricine. Iar ca și cum, să vă spun, nu știu dacă să vă spun locația unde stau, dar stau în Bihor. Stau în Bihor, aproape de județul Cluj, aproape ca și cum intrare în județul Cluj, iar soția mea stă în Deva. Iar ca să ajung în Deva, eu trebuia să iau un tren care trece prin Cluj și după din Cluj în Deva. Și de asta era distanță mare și costa și mult, în jur de 100 de lei biletul, iar vă dați seama că ea n-avea de unghie să dea atâta. Și aici era singurul moment în care scăpam când mă duceam la soția mea, dar n-aveam niciodată atâția bani încât să pot sta non-stop acolo la ea. Și așa mă duceam, stăteam 2-3 zile, vineam înapoi. Și când mă duceam după alea 2-3 zile, mai adunam din nou bani, peste o lună sau două, iar mă duceam la soția mea și tot așa mai scăpam. Aveam și un moment de asta, cum se spune, de respiro, poate și de-aia ați văzut în videoclipuri pe care le postam cu Anuța, cu Antuza, soția, că eram mai fericit, eram mai deschis, eram ca un copil pentru că mă simțeam mai deschis și puteam acolo măcar să mă eliberez. Numai ea știe de fapt cum de fapt eu chiar mă eliberez și îs diferit, chiar îs diferit. Și acum revenit tot de la părinți. Nu vreau să-i acuz pe părinții mei că ar fi făcut lucruri rele. Stați puțin să bag mouse-ul la încărcat, că înclipește că-i gata. Nu vreau să-i acuz pe părinții mei că și-au dorit să devină atât de rău în viață ei. Asta, nu o să-i acuz niciodată de lucrul ăsta că ei s-au dorit să devină atât de rău în viață. Dar i-acuz de un lucru, să vă spun imediat. Le pot înțelege tristețea, le pot înțelege de ce au ajuns în situația de sărăcie. Ei au avut o fată, deci au avut înaintea mea un copil fată, care în momentul de față cred că avea în jur de 26 de ani dacă trăiam. Ceva s-a întâmplat cu fata lor, să spun așa, pentru că nu neapărat sora mea, că noi n-am întâlnit-o niciodată. S-a întâmplat ceva cu fata lor. Ei pe atunci aveau o situație, să spun, ok, financiară. Tata lucra la Holcim, îi o fabrică de ciment. Mama era tot acolo la Holcim, dar era nu avocat, nu știu cum să spune, dar aia de face achi, adică vânzare, cumpăra o firmă, ea făcea achele și chestii de genul. Deci avea o situație financiară bună, puteau trăi.
când s-a întâmplat asta cu fata lor, nu știau ce se întâmplă, o paralizat, pe atunci, înainte de 2000 s-a întâmplat asta, ca să vă faceți o idee, deci înainte de 2000 s-a întâmplat asta cu fata lor, o dus la toate spitalele bune din România, cu toți banii lor de au avut, mi-au explicat asta, dar nu vreau să-mi spună direct, că vă dați seama că era greu și pentru ei, mi-au explicat că au dus-o la Cluj, o dus-o în Timișoara, o dus-o în București, știu cum mi-a explicat ceva de spital Babos Boia sau ceva în genul, care era cel mai bun pe atunci, chit că erau cele mai bune spitale pe atunci, înainte de 2000, nu erau bune în România, era după picarea lui Ceaușescu și era rău și în spitale și nu au avut ce să facă, nu au avut, stai că m-am umbrit. N-au avut ce să facă și din păcate au murit fata lor și cumva înțeleg, e copilul lor până la urmă, dar în același timp nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce s-au dorit alt copil dacă au știut că nu o să mai aibă financiar, nu mai, deja, gata. Nu înțeleg de ce s-au dorit să aibă alt copil dacă au știut că nu mai pot să-l susțină financiar și aibă o viață bună. Și pe asta-i acuz, deci pe asta-i acuz. Nu înțeleg de ce ori mai făcut un alt copil dacă o știu că nu se poate să aibă grijă de el, să îl întrețină și să aibă teoretic o viață de tot căcatul. Acum să vă spun niște lucruri în continuare. Da, am început să plâng, dar nu o să plâng chiar în fofie, o să se vadă doar lacrimile dacă sunteți atenți, că o teoretic plâng așa în interiorul meu, nu vreau să, gata, ninule, plângeți vai de capul tău. Așa. Deci pe asta i-a acuz, deci pe asta o să-i acuz toată viața mea pe părinți, că au făcut un copil pe care o știu că nu o să-l poată întreține. Și asta nu o să se întâmple niciodată cu mine dacă o să ajung să stau împreună cu soția mea, Antuza. Asta mi-am și propus, ea știe, deci numai ea știe că eu chiar am vorbit cu ea, i-am și spus nu vreau să am un copil până nu avem, în primul rând, casa noastră unde să stăm, să fie o casă, să putem sta ca familie, nu o cameră. Și să fim stabili financiar, să preochim bani, să fim cum trebuie, să putem avea o viață bună, teoretic așa cu copilul nostru. Deci până atunci nu vreau să am niciodată copil, până dacă cumva o să reușesc să am o casă și să fim stabili financiar. Până atunci nu-mi doresc, nu vreau să fac greșeala lor, să stric viața unui suflet nevinovat până la urmă, că n-am avut nicio vină, nici eu, n-ar avea vină niciun alt copil care s-a născut într-o familie săracă, deci... Poate chiar știu că am comunitate mică, dar eu v-am explicat asta cu copilul ca să vă dați seama la ce mă refer. Continuăm mai departe. Cum o trăi părinții mei? Ei bine, părinții mei ori trăut v-am spus. Nu din Cersit, direct din Cersit mergeau în oraș, în Oradea, ca să vă dați seama cât în genul ăsta stau de aproape. Mergeau în Oradea, băteau random la uși, la case. Și întrebau oamenii, nu aveți cumva de lucru o zi să săpăm în curche, să curățăm, să... Nu știu, ceva, să facem ceva ca să cum să fie plăchiți. Asta era toată chestia, deci asta era toată chestia. Ei ruga, deci nu-i neapărat, dar oamenii îi vedeau. Oamenii îi vedeau că au nevoie de lucrul ăla ca să poată trăi, să vă spun asta. Și poate din milă acceptau chiar dacă n-aveau nevoie să lucreze pentru ziua aia ca după să-i poată plăti. Unele ia familii, mersi Aron Capibara, de 10 lei. Așa, revenind, unele familii ca și cum le zicea în față, mai haideți la noi că vă putem ajuta și pe viitor. Le dădeau haine, părinții mei vindeau hainele după fie aici în comună, unde steau fie în Oradea pe piață, mergeau și le vândeau. Și din asta trăiau ei, ba mergeau cu lucru cu ziua, ba primeau haine de la oameni, oameni pe care ca și cum fie le dădea... Noi, câteodată le dea haine noi și părinții mei le vindeau la un preț de nimic, să spun așa, chiar dacă erau noi și erau bune, uneori Adidas, uneori Nike, cum să spun, Nike, normal să spun, dar na, mă dau și eu pe engleză. Și le vindeau pe bani de nimic pentru că aveau nevoie. Deci asta e chestia. Și cam asta am trăit, am fost după ei dus în fiecare zi. Nici până atunci n-am putut avea școala, să mă duc la școală în fiecare zi, să trăiesc o școală normală. Colegii care mi-au fost colegi, oamenii care stau aici în comuna asta, pot fi un fel de martor că asta s-a întâmplat și că nu vă mint cu absolut nimic. Nici când din unul din... Stai să mă încep să fiu... să ies bine. Eu n-am făcut grădiniță, dar nici din clasa 1 până în a 9-a n-am fost lăsat complet la școală.
Eu la ora 10 în fiecare, aproape în fiecare zi, că nu era chiar în fiecare zi, dar de vreo 3 ori pe săptămână, deci din 3 zile, din 5 de mers la școală, eu alea 3 de la ora 10 trebuia să lipsesc. Veneau părinții după mine, mă luau de la ora 10, deci eu făceam 2 ore. În zilele alea eu făceam 2 ore de școală. La început, până în 1-4 să spun, a fost bine, nu era atât de greu, era, vă dați seama, clasa 1 până la 4-a. Aveam Nokia, eram cu 10, era cu steluțe, cu, nu era cu 10, era cu FB-uri, cu steluțe, era de-astea, am început, am încercat să mă întrețin la școală. Dar din a 5-a n-am mai avut cum să mai fac asta, au venit multe ore, au venit multă presiune, au venit de toate. N-am mai putut face față nici la teme, n-am mai putut face nici să învăț. De asta am mai și scăzut la școală și la Nokia. Deci n-am putut, am încercat să convinc părinții să mă lase acasă. Deci am încercat părinții să mă lase acasă. Dar ei în timpul ăla aveau o frică de o familie de aici din sat să mă lase acasă, să nu pățesc eu ceva cum o păți fata lor. Pentru că aici în sat, în comună, e o familie care cumva era soră cu mama, dar aveau ură pe ei. Și ei presupun că fata lor a murit otrăvită din cauza sorei mamei, deci nu vreau să mă lase acasă de frica că nu se pățește ceva și eu. Deci cumva îi pot aprecia pentru asta că au avut până la urmă chestia asta să nu pățesc eu ceva, dar până la urmă tot mi-a făcut un bine făcându-mi un rău, ceva în genul, că să înțelegeți. Că n-am putut să mă duc la școală și n-am putut să fac orele pe care trebuia să le fac, să fie bine. Mergăm mai departe. Eram dus în fiecare zi, că era iarnă, că era vară, cu trenul, deci o oră în dus, o oră dus până la oraș, o oră întors înapoi, deci plecam la 10, ajungeam la 11 în oraș. Eram dus prin tot orașul, făceam kilometri în fiecare zi, pe atunci pot spune că eram destul de slab, nu eram, și de asta cred că m-am și înălțat atât de mult, că am umblat mult. Eram dus, eram tot orașul întors, după cum ne spuneam eu, mâncare. Vă dați seama că băgau în mine fast food-uri, nu cred că e când eram mic, nu cred că am atins pe an în afară de sărbători să mănânc și eu ceva făcut așa acasă, ce să fie mai ok de sănătate, băgau în mine fast food-uri să scape de mine. Pot înțelege și asta, nu bag vina, păi pot înțelege, ajungeam seara tot la 10, deci plecam la 10, ajungeam seara la 10, îi pot înțelege că după ore de muncit, după făcut chestii, nu mai aveau chef să mai stea să facă și mie mâncare, să mănânc eu normal, și de-aia pot înțelege de ce tot băgau mie fast food-uri și să scape ușor. Și cam asta e cu chestia asta, cum au trăit ei. Că era iarnă, că era minus 20 de grade, că era plus 40, am prins veri când eram mai mic cu 37 de grade care se simțeau extrem de cald. Eram prin parcuri, prin Oradea, la cisternele alea cu, nu cisterne, la țâșnitorile alea cu apă. Eu cu alea mă spălam, în ghilimele spălat, că era prea cald, mă dăgeam cu pe față, mă dăgeam pe păr. De asta mi-e rușine într-un fel să mă duc acum la Oradea, de asta mi-e rușine să ies afară. Pentru că mulți poate o să se ducă aminte de mine cum când eram mic, poate mulți. Din păcate chiar o să mă recunoască cineva care m-au văzut prin Oradea când era mai mic, sau chiar o familie care a fost prieteni cu părinții, prieteni în ghilimele, cu părinții mei și au ajutat. Vreau să le mulțumesc pentru tot ajutorul pe care l-au oferit părinților. Dar din păcate asta este. Nu s-a putut mai bine data. Iarna am prins ieri, deci am prins o iarnă în care era zăpada cât mine. Cred că aveam vreo 8-9 ani, am prins o iarnă, era zăpada cât mine în parc. Deci și nu eram mic, deci nu era, aveam cred că în jur de aproape un metru și ceva pe atunci. Deci știu că mi-ajungea zăpada, nu știu dacă se vede, până aici mi-ajungea zăpada. Ca să vedeți, atât de mari erau nămeții în parcul ăla, că am făcut, zici că am făcut acolo un labirint. Deci am făcut, bine, n-am făcut neapărat eu, că o curățat ei niște trotuare de alea de parc. Dar zici că eram un labirint, abia vedeam pe unde mă duc, la cât de mare era zăpada și la cât de frig era. Eram îmbrăcat, zici că eram ultimul boschetat de pe stradă, aveam niște șerți în casă, aveam la pulovere pe mine, deci că eram ceea ce chiar eram, un boschetar, să spun asta. În continuare, a fi teoretic să vă arăt casa, dar nu, vreți să vă arăt casa, dar vă spun, vă rog eu,
că chiar că nu mai pot să mă țin. Vă rog eu vă arăt casa, dar vă rog eu nu râdeți. Noi chiar nu pot ține să fie mai... N-am putut ține să fie curat. Ca să vă faceți o idee, mama e atât de nebună că și când stau să filmez sau fac live-uri, îi frig în casă. Toată iarna asta am stat în frig. Zero căldură. Aici, la noi, la sat, era teoretic căldură pe lemn, era cu sobă. Soba e acoperită de gunoaie în momentul ăsta de față și o să vedeți imediat dacă vă arat. Toată iarna am stat în frig, n-am putut închide geamul de aia, ținea și geamul deschis. Pe lângă că era frig și dacă nu făceam foc, o ținut geamul deschis. Am încercat să închid geamul, îl deschidea. Dacă era să-l închid de tot, m-a amenințat că îl sparge, ceea ce o și făcut. L-o și spart într-un colț. L-am lipit eu cu scos, pentru că nu-i termopan. Dacă mulți o să ziceți... Mulți poate o să ziceți, cum adică n-ai termopan, în ce an trăiești? Nu, aici la seară nu era geam pe termopan neapărat, e geam pe lemn, e geam de la ramă de lemn, ca la țară, să înțelegeți. Deci toată iarna asta am trăit în frig, după ce terminam live-uri, terminam videoclipuri, vă și pot arăta, am două plapumi, deci cum terminam, săream în pat să stau la căldură, pentru că eu teoretic chiar și în momentul ăsta stau în frig, dar stau pe live-ul ăsta că... Asta vreau. Deci asta ca și cum... N-aveam ce face altceva. Păi ales în momentul ăsta că am făcut tricoul ăsta ca și cum canalul Sarachia Canal. Nu pot sta cu altceva pe mine că n-am. Am aici o bluză primită de la soția mea care e cu mâinică lungă. Și cu aia stau și cu un tricou. Deci ca să vă dați seama, stau cu o bluză și cu un tricou pe mine că nu sunt live. De frig. Și acum e frig, dar de la emoții puțin m-am încălzit. Noi cângheți în momentul ăsta. Da, în mare parte, pe scurt, am trecut o iarnă în frig. Am trecut o iarnă chiar în frig. Cred că unele nopți erau și cu minus în casă. Da, trecem peste asta. Eu vă arat, băieți. O să conectez telefonul să vă arat cu camera dacă mergem. De fapt, nici nu mă ridic în momentul ăsta, că o să vă pot arăta direct de aici. Fix lângă mine ce se află. Deci au făcut aici un zid, o grămadă cu încălțele. Nu știu de unde au făcut rost de atâtea încălțele, dar au făcut rost. Știu, vă spun asta, vă rog, nu ghirigheți, hai bă. Deci nu știu de unde au făcut rost, au adunat aici, zis că au făcut un zid, zis că au făcut zidul chinezesc. Doar uitați cum au adunat atâtea prostile, cu dulapuri, au legat steagul României, nu știu ce sunt astea. Acolo au băgat de astea, acolo au zeci, prosoape. E de rău. Pe jos, nu mai spun. Să mă ridic și vă arăt și setup-ul. Vedeți aici, chiar am încercat să țin curat. Deci vedeți, ăsta e setup-ul, aici am butonul. L-am încălținut cu tine că n-am găsit bun. Deci aici la setup-ul meu eu chiar încerc să țin curat. În veche chiar încerc și sub el și pe lângă el. Deci ce e a meu, eu pot spune, chiar încerc să țin curat aici, mă vedeți pe mine. Ăsta-i spațiul care nu l-am mai făcut, nu l-am mai făcut, nu l-am mai făcut, nu l-am mai făcut, spațiul meu, până am făcut, dar am făcut, dar am alea strafile, să nu credeți, una, vedeți, am făcut, una, a doua. Ăsta, ursulețul meu, ăsta e ursulețul meu care-i dotat de spațiu, nu trebuie de spațiu, nu, dar ăsta e dotat de spațiu. Ăsta are 90 de ani, ăsta l-a venit cu chipul oamenilor. Îi modificat, adică astea le-au fost cumpărit pe modelul ăsta așa de chip, nu trebuie de spațiu pe el, dar îi dotat cu hainele de asemenea de el. El arăt chiar ca să-l cumva, dar am decat pe aici să-l construiește cât mai... să nu se trebuie cu la cap. Și acum să vă arăt Răul răului. Să vă arăt răul răului, atât vă pot spune. Sper să vadă bine. Gunoaie, deci nu știu cum să vă pun scaunul să vedeți. Deci stați, mă dau mai spate. Deci vedeți. Hai, voi intră în cameră înapoi. Nu ți-are, s-a blocat.
Asta, sper că se vede. Deci vedeți, mă dau la nivel cu scaunul, să vedeți cât de mare a adunat o grămadă de gunoi. Efectiv gunoi, sper să mă aud. Deci ăsta e scaunul. Și vă faceți o idee, deci îi mai înalt. Nivelul ăsta de gunoi, ce prostii, deci îi mai înalt. Televizorul e aici deasupra la setup, televizor pus de mie, să spun așa. Dacă ar fi să mă apropii teoretic de patul ei, patul lor, unde stăteau ei, nu-i mai pat. Deci, nu-i mai pat. Doar vegheți. Aici doarme, deci aici doarme ea. Deci atât, atâta doarme ea. Patul era până în pereche. Să nu credeți că vă minți. Geamul, dacă mai mă aud. Geamul, vedeți? Chiar nu spart. Cum vă lăsați să închizi, să stea un pic de căldură. Să spart. Aici are efectiv numai gunoaie. Scaunul meu vechi. Nu vreau să duc în cămară, uitați-l aici. Deci ăsta era scaunul meu vechi, care n-avea niciun rest. Avem o cămară, de restit aici. N-au vrut să ducă în cămară scaunul. Nu vrea nici altceva. Deci efectiv nu a gunoaie. Nu știu. Deci nu știu de unde face rost de ele. Caută în gunoie, îi posibil. La mintea ei îi posibil. Dar nu știu de unde are. Nu vrea de sucă. M-a spus chiar sucării de ele posibile gunoaie. Că nu-i bune. De exemplu, nu știu să vă dat aici. Vreau în mână să vă dat mai bine. E tu să vă dat mai bine. Mie mi-e rușine că nu știu cum să răspund. De exemplu, ce e asta? De la ce e asta? Ce fac cu ea? Iar răspunde fabrica. Ce fac cu asta? Deci, practic, cum e de asta? Nu știu. Nu știu de unde le are. Se vede că nu știu. Dar cred că plac jucării, dar nu mai am 2 ani. Nu mai sunt 2 ani. De exemplu, de unde are scoți? Deci, ce cauți? Asta e, deci, nu știu cum noi. Dar ăsta ce face? Asta ce? Ce lui? Nu-i de la geamă. De la geamă. Scoate cu noile random posibile. Uitați-o, ce că vă spun o ecran acolo cu a point of view. Acolo ce? E reclamă, ia uitați. Dar ce-i aia? Barcelona, deci. Efectiv, toate cu noile. Ai ce? O ursă. Vezi că stau într-o genă, fără niciun mișto. Vezi că stau într-o genă. Asta e o ursă. Nu știu că sunt telefonul de mișto. Nu știu de unde o are sigilată în primul rând. Deci nu știu de unde o are sigilată. Ia uite. De ce au dus ea asta? Eu de asta încerc, băieți, de asta chiar încerc, revin înapoi acolo la scaun. Vă rog, nu răgheți, atât am doresc de la voi, vă rog să nu răgheți. Eu v-am spus, n-am ce face, nu-i după mine asta, chiar nu-i după mine asta. Chiar îmi pare rău să pun sicăștile acum. De asta încerc să mă mut, în primul rând, dar și în al doilea rând, că vreau să mă mut teoretic cu soția mea, unde să sper să fie mai bine. Deci atât am doresc la voi să nu răgheți. Eu am încercat, n-am putut păstra. Mai e o baie și o mini bucătărie dincolo de acolo. Acolo nu mă duc, că e și mai rău de atâta. Asta vă spun, e și mai rău de atâta. Altceva nu știu ce să vă mai arat, încât să regheți că chiar nu glumesc. Chiar nu știu. Deci sper că m-am auzit. Sper că m-am auzit.
Pavel, n-am unde, asta am încercat cu YouTube. David, dacă le arunc, dacă le arunc în față ca toți drații. Am încercat să le arunc. Ia le aduce, nu știu de unde le aduce. Dacă eu le-ar fi să le arunc, să fac curat, am încercat, că nu era atât de mare. Aici erau doar 2-3 aruncate așa la mistos, să spun. Am încercat să le arunc. Au început să țerche cu mine, să bată joc, să nu știu ce. Nu știu, nu cred că de furat, că niște gunoaie, n-are de unde fura niște gunoaie până la urmă. Niște gunoaie, n-are... N-are de unde să le ia. Deci v-am arătat, eu aici am meu, i-am spus, deci am meu să nu se atingă, doresc să nu se atungă, să atingă. Are probleme mentale, te-am spus mai devreme, are schizofrenie. Da, agresivă, deci agresivă, nu normală. Știu că nu s-a văzut băieți pe TikTok, dar v-am arătat pe YouTube. Am uitat să bagați pe TikTok, dar vă mulțumesc oricum, cum mi-a spus. Continuăm mai departe. Singurul, să nu spun neapărat singurul, că să înțelegi greșit. Un motiv principal pentru care vreau să mă mut, îi soția mea Antuza. E teoretic așa cum să spun asta drept pe față, iubirea vieții mele. Ne iubim unul pe celălalt și chiar vreau să fac asta, să fac pasul ăsta cu ea. Dar și un alt lucru important e din cauza de v-am arătat mai devreme. Îmi doresc... Nu într-un... Deci vă rog eu să nu înțelegi greșit. E mama până la urmă. Ia 2 lei și 2 lei. Deci chiar nu vreau să mă înțelegi greșit. Îmi pare rău pentru tine. E mama până la urmă. Sper să te muti cât mai curând. Mersi, primulete. E mama până la urmă. Dar îmi doresc să scap de ea, să nu mai stau cu ea. E mama, știu că e mama, dar în momentul de față cu boala asta nu mai e mama, mamă, să înțelegeți așa. V-am spus deja, ea nu mai mă recunoaște ca un copil, fiind copilul ei. Se ceartă cu mie, mă ia la mișto, deci ca și cum n-ați mai fi nimic pentru ea, doar ca și cum să chem doi oameni care trăim în aceeași cameră, ceva în genul. Eu vă pot arăta o poză cu mama mea ca să vă dați seama că am făcut o poză mai de mult când m-am dus la soția mea. Dar mi s-a blocat și telefonul, să vede că e vai de el. Ba da, uitați. Deci asta e mama. Ca să vă faceți o idee, să stați eu când mă duceam. Și m-a urmărit! V-am spus, m-a urmărit la gară, dar la gară mai încolo nu au avut ce facem. Dacă cumva suncheți din Bihor, în special în Oraghia, și o vegheți pe stradă și vă înjură sau cea, îmi pare mie rău pentru fapta ei. Nu o băgați în seama, nu o face cu rău, o face pentru că așa o pune boala să facă, dar asta e mama. Știu, nu pare a mamă, pare mai mult a ceva bătrână, dar are 54 de ani în fața noastră. Și eu am numai 19, ca idee, eu am 19 ani. M-au făcut destul de târziu, cum s-ar spune, m-au făcut. Deci da, și aici mai am alte poze. Ați văzut acolo, poze care chiar se vede că am fost cu soția mea. Da, 54 are. Nu roteo, nici am cel mai cel. Am încercat să o ajut. Dar nu pot, nici cu statul român nu pot. Am sunat la poliție, am sunat la ambulanță. V-am spus cum a stat faza cu tata. Tata era aproape pe moarte, aici pe pat. Am sunat eu la ambulanță, că el nu a vrut. L-am văzut că nu mai are nicio puchere, l-am sunat la ambulanță, a venit ambulanța. Ghice, dar nu te puchem duce, bossule. Dacă nu ne dai acordul, noi nu te ducem. Atunci de ce mai 112? Cu ce cheltă? Cu unde e salvarea? Își vine până aici și dacă el zice că nu-și dă acordul, nu-l putem duce la spital. Deși oamenii ăia l-au văzut cât de rău era. Am început să mă rog de ei, le spuneam în față, mai urlam, eram acolo dezastersat, nu mai știam ce să fac, le spuneam. Oamenilor, vă rog eu duceți la spital, voi nu vedeți cât de slăbit e, că se vedea pe fața lui. Deci se vedea pe fața lui că e slăbit. Nu aveam ce să-i mai fac. Deci n-or vrut. Până la urmă i-am obligat cumva indirect, că sunt la poliție și poliția dacă mi-a spus același lucru, că asta e legea, că n-au voie să ducă, că nu-ți dă acordul. La fel și cu ambulanța, cu poliția.
cum am încercat să o ducă forțat la spitalul de nebuni. Dacă iar ajunge la spitalul de nebuni, dar nu știu, deci nu știu dacă mai e posibil în momentul de față, după că a trecut un an, deci a trecut un an și 4 luni de când e tot asam. Deci a trecut un an și 4 luni de când mama îi i-a activat boala asta, că eu am mai avut. Deci din 2020, ea de atunci are boala, în 2021 s-a revenit pentru că a luat tratamentul forțat la spital. O dus-o forțat atunci la spital, atunci nu era legea asta aparent. Dar de data asta, când ea nu a mai vrut să ia tratamentul, pentru că ea trebuia să ia în fiecare lună, lunar trebuia să ia un tratament pentru schizofrenia aia care o calma cumva la creier, să înțeleg. Deci pe scurt, vă spun direct în față, tratamentul la schizofrenie e un fel de drog. Drogul ăla care ține calm. Drogul ăla ține mintea ocupată și nu te lasă să devii cum o deveni mama. Ceva în genul tratamentul la schizofrenie, că am căutat pe Google mai multe despre tratamentul de la via aia. Deci, ca idee, ca și cum ar droga-o, dar ar droga-o în sensul bun, să nu aibă probleme cu mintea. Și ea nu mai vrut să ia tratamentul ăla, că vă spun în față, tata s-a apucat de băut alcool. Și atunci ea ca și cum s-a supărat că tata s-a apucat de băut alcool, ea nu mai vrut să ia tratamentul, dar atunci a început să fie rău. În... cred că vă pot arăta. Ia asta să văd. Deci în seara de Crăciun, anul... acum 2 ani, deci în 2020. În seara de... nu neapărat în seara de Crăciun, dar aproape de Crăciun. Am sunat la 112, că a început ceartă, a început să bată între ei, în ghilimele să bată. Ia că vă arăt. Stai că trebuie să dau un pic în jos. Vineri, decembrie, ia. 23. Deci vedeți acolo, număr de urgență, 112 la ora 2:51 noaptea. Deci vedeți, vineri 23 decembrie 2022, deci înainte cu o zi de Crăciun. Atunci a început totul să fie rău. Când mama cu tata s-a certat pe bune și atunci a început să spună asta totul. Tata s-a apucat de băut, nu știu de ce s-a apucat de băut înapoi. Mama s-a supărat că el s-a apucat înapoi. Și după aici, vedeți, am sunat la 112, le-am spus situația, au revenit. Tata fugise între timp de acasă să nu-l găsească poliția, dar cred că era biat și pe atunci. Poliția între timp... vă rog, eu nu o să l-ați amartat din greșeală. Deci, vedeți acolo, ăla era numărul. Am vorbit cu el, deci o trebuie să vorbesc cu el pe WhatsApp. Stați să văd dacă vă pot arăta pe WhatsApp. Eu l-am găsit pe tata printr-o chestie, o să vă arăt acum. L-am găsit pe tata unghi s-o ascuns. Deci vedeți, aici pe WhatsApp îmi tot spunea poliția să văd dacă îl pot găsi. Eu aveam o funcție la telefon pentru că avea același e-mail pe care l-aveam și eu băgat în telefon. Și eu l-am căutat cu funcția aia și găsește în telefonul. Vedeți acolo, găsește în dispozitivul. Și aici am... să veghe localitatea. Aia e, dacă se veghe... na. Și aici ca și cum asta eram eu. Unghiul albastru eram eu. Aici era el. Deci aici era el aproape în alt sat deja. Nu știu cum a ajuns acolo. I-am arătat... la domnul ăsta polițist coordonatele unde era el. Și am și spus, pentru că nu știa, trebuie pusă pe Google cu copy-paste. Dacă el bagă coordonatele astea pe Google, pe Google cu copy-paste, îi dăgea direct locația unde să meargă cu mașina să-l cauche. Deci până la urmă tot eu trebuie să-i ajut, pentru că el nu a fost în stare să-l găsească. Și da, dar atunci a început totul. Nu știu cum să vă mai arat, să nu credeți că vă amint. De arătat când m-a sunat de la... când a murit din păcate tata, nu cred că vă pot arăta că nu mai găsesc numărul, că nu cred că l-am băgat în telefon. Dar m-a sunat și atunci când m-a sunat să-mi spun... a, de la morgă, da. M-au adus aminte. Na, atunci nu vă pot arăta că nu găsesc numărul și n-am trecut în telefon numărul. Dar și atunci când m-a sunat, era ora 12 ziua, m-a sunat și știu că m-a picat... cer un cap, cum să spunem. Sunt, mă anunțe, vezi că tatăl tău a murit. Și atunci, mama a început să spun, băi, mă bucur, el s-a bucurat. Deci, domnul ăla de acolo, trist, m-a auzit și pe mine când am răspuns, tot trist. Ia, aia e, dacă aia s-a dorit, bravo lui. Ceva în genul răspuns. Deci, boala asta nu mai face să fie ea. Atâta vă pot spune, boala asta nu face să fie ea. Mersi, Andrei, de membru. Vă arăt o poză dacă vreți cu tatăl meu, deși nu știu dacă e ok să vă arăt o poză teoretic cu cineva care, din păcate, a murit. Dar vă arăt dacă e o poză, stați să văd dacă găsesc în primul rând.
ei. El și cu mama, când înainte nu era nimic. Vedeți? Deci vă dați seama. Nu pot intra în mintea lor, dar ei cred că până la urmă s-au iubit. Alea ce aveau în flaconele alea sunt cafea, să nu credeți că e altceva. Deci ca să vă dați seama că eu asta cred că s-au iubit până la urmă, umblau cu haine matchy, cum se spune zilele astea. Deci umblau asortat, ambii cu roșu, ambii în același fel de pantaloni. Dar nu știu de la ce a început, ce s-a întâmplat cu ei două devenind atât de rând dintr-o dată. Dacă era să fie bine, poate nu s-ajungea la nimic. Dar vedeți că aveau și călțele, aveau de toate, fumau, cafeau. Deci aici eram pe marginea unui râu, teoretic. Așa mai mergeam afară vara când era cald. Și am făcut poză, că ei mi-au spus să facă poză. Dar vă pot arăta și alta, stați o secundă. Dacă o găsesc. Sarachii ăsta. A, gata. Deci uitați. Aici eram toți trei. Eram eu aici în mijloc, urât ca de obicei, nu ca cu asumia frumos, dar să vede că era un pic mai mic. Aici era mama și aici era el. Și acolo în spate, ia vedeți, asta e poza cu mine de când eram mic. Eram, zic că eram mai silent, să mă bată tata. Pă bune de nu eram mai silent. Și asta era combo, să spun asta, trio. Mersi, brother, aici pe TikTok. Deci ăștia eram noi, să spun asta. Mama, în momentul de față arată mult mai rău față de acum. Îmi doresc să mă mut în primul rând pentru mine, dar și pentru soția mea, Antuza, pentru că o iubesc. Dacă ea nu era în viața mea, în momentul ăsta eu nu mai cred că existam. Dacă ea nu exista în viața mea, nu cred că mai aș fi auzit voi de nin deloc. Asta mai trăiesc pentru ea, pentru că o iubesc, încerc pentru ea să fac bine, să reușim să ne mutăm. Dar vă spun sincer că dacă nu era ea în viața mea, nu cred că mai făceam nimic și vă spun sincer, am avut tentativă să mă omor. Chiar am avut tentativă să mă omor. Cred că chiar acum vreo 2 ani deja, cred că au trecut deja 2 ani, pe când era încă început și nu era chiar atât de rău. Am făcut o tentativă să mă omor, am plecat de acasă și am stat într-o clădire dintr-o fabrică abandonată pentru o zi și o noapte. Deci când am plecat, am plecat de dimineață și am stat peste noapte după o zi următoare și am venit înapoi acasă. Am crezut că dacă plec de acasă și ei ca și cum intră în panică, că... Nu știu cum să vă spun. Intră în genul ăla că, bă, dacă e din cauza noastră au făcut el asta, dacă noi am greșit cu ceva, hai să nu mai facem greșeala asta, să nu-i facem ceva, să nu-l afectăm. Deci am încercat cumva să le arat că ei sunt vina, să nu mai facă lucrurile alea, dar nu i-a interesat. Deci nu i-a interesat nici asta. Și am stat, eram acolo în clădirea aia de fabrică abandonată. Am avut la mine, pe atunci nu aveam Samsung, am avut telefonul ăsta Huawei și o sticlă de apă. N-am avut de asta Borsec, dar am avut o sticlă de apă de aia la 2 lei. Asta am avut la mine. Și în rest am avut telefonul, am stat cât am putut pe el. Noaptea am stat în frig. Și cam atât. Am stat acolo, am așteptat până ziua următoare. Și asta e singurul lucru pentru care chiar încerc să simt viața asta, pentru că iubesc pe soția mea, Antuzam. Și vreau să reușim să avem o viață bună, chiar dacă n-am avut o copilărie bună, să avem măcar o viață bună. Nu-mi doresc să nu aveți impresia, nu-mi doresc o viață de lux, nu-mi doresc o viață de extravagantă. Îmi doresc o viață normală pe care toți oamenii o au, precum poate părinții voștri, să aveți o casă, să aveți ca și cum casa voastră, să aveți niște bani, nu bani exagerați de mult și gata să luați din România toate lucrurile, cât să poți trăi zi de zi. Nu-mi doresc mai mult, atâta ți-mi doresc. Altceva n-am de la viața o dorință mai mare de atâta. Altceva nu știu ce să mai spun. Nu știu, Pavel, că n-am bani să mă mut.